Salutare prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint cum se montează o jaluzea tip rulou. Am cumpărat-o de la Brico, 70 de lei bucata, și eu am să montez la acest geam lung, are aproximativ 2 metri. Și haideți să vedem ce avem în pachet. Aici avem un manual. Ca să rup. Asta. Deci avem un manual aici. Aici mai avem încă un manual. Avem șnurul și o bucșă de plastic. Și aici, în interior, avem rulou. Și haideți să-i dăm drumul la treabă, să-l montăm. În acest pachet mai avem niște prinderi, niște șuruburi. Avem aceste prinderi de plastic. Niște benzi dublu adezive și manualul de montaj. Deci nu arată cum vine montat. Este destul de simplu. Și haideți să-i dăm drumul la treabă. Prima dată luăm astea de plastic și lipim această bandă dublu adezivă. Punem și pe aceste capace. Vedeți, mai avem astea două. Și la fel, lipim în partea asta aici. Bandă dublu adezivă. Așa. Lipim și pe bucata cealaltă, la unde e pusă, pe asta. Gata. După ce am lipit banda dublu adezivă pe asta, luăm partea asta de fier și o umflăm pe cea de plastic. Ați auzit, s-a clipsat. După care băgăm pe acest canal acești doi craci de fier și apăsăm pe asta, pe partea asta cu lisantă, și o clipsăm aici. Și ea s-a fixat acum, vedeți? Stă fixă. Dacă vrem să o scoatem, apăsăm și ridicăm. Deci apăsăm de partea asta și ridicăm. Acum am să iau scara și am să o montez la geam. N-am să mai filmez pentru că nu pot cu o singură mână, dar am să vă arăt și am să vă explic cum o poziționez pe geam.
Gata, oameni buni, am montat-o și imediat vă arăt și aici sus cum se montează. Deci, dacă vedeți voi, ia aici de desubt. Vine prinsă în acea bandă dublu adezivă, iar deasupra, imediat am să iau. Deci, vedeți voi aici, în partea asta s-a lipit, iar aici deasupra vine acel clips, acea mică bucățică. Și se clipsează de partea asta. Deci astea două se clipsează. Când vrei să-l desfaci, apeși pe această pârghie și tragi de el încolo. Vedeți? Și partea asta se lipește de geam. Și în partea înaltă, la fel. Vedeți? Și noi când închidem geamul, el se lipește foarte bine pe geam și acest suport stă fix. Cam așa arată. Cam așa vine montată. Eu zic că arată destul de bine. Și când vrem să o ridicăm, tragem de acești nori, așa o lăsăm, sau tragem așa și am făcut întuneric în bucătărie. Când vrem să dăm drumul la lumină, facem așa și s-a făcut lumină. Oameni buni, cam asta a fost, cam așa se montează, nu este greu. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.